Astăzi, Demoș Nicolae, pensionarii târgușeni care frecventează cluburile vârstei a treia din municipiu au avut parte de câteva surprize. Primăria a organizat și în acest an o petrecere specială pentru ei. După cum știți, există o tradiție pentru Primăria Târgu Jiu ca de fiecare sărbătoare importantă pensionarii de la cluburile vârstei a treia să nu fie uitați. De 12 ani facem asta, azi e Sfântul Nicolae și suntem alături de dânsii. O să, nu numai la acest club, la toate cluburile din oraș și același lucru, îi așteptăm pe pensionarii noștri de la cluburi să se bucure de această zi împreună cu noi. Vine Moș Nicolae și la dânsii și sărbătoresc cu fasole bătută, salată orientală, pește, dulciuri de post, sperăm să se simtă bine. Viceprimarul municipiului Târgu Jiu, Aurel Popescu, a ținut să le ureze un sincer și călduros la mulți ani tuturor celor care se numesc Nicoleta sau Nicolae. Da, vine Moș Nicolae pentru că au fost cuminți și de-a lungul anului nu au făcut decât lucruri bune, lucruri care ne bucură și, mă rog, care nu fac decât să întărească această convingere că suntem și trebuie să fim alături unii de ceilalți. Personal mă bucur că avem posibilitatea să oferim încă o dată o masă festivă pentru pensionari, pentru clubul, la cluburile vârstei a treia. Pensionarii care au venit astăzi la clubul din strada Olteniței s-au arătat foarte încântați de gestul reprezentanților primăriei care le-au oferit produse de post. Foarte frumos! Foarte frumos! Mulțumim domnului primar care are grijă de noi! Ne simțim foarte bine, ne ocupăm timpul liber și noi jucăm un remi, un table, astea. Foarte. Vine Moș Nicolae astăzi? Da, a venit. Foarte bine organizată programa, mai ales că este Sfântul Nicolae, ne simțim foarte bine. E o atmosferă plăcută, mai ales că s-a organizat și la Vișina o petrecere mare care plecăm vineri seara. Suntem organizatori și acolo și mulțumim la toată lumea pentru atmosfera care este și tot timpul avem vechime aici la clubul ăsta. Vrem să o menținem.